Am terminat cu puținul și să trecem la multul nostru, dar nu prea multul nostru. Vorbeam despre iubire, despre lideri, despre cum trebuie să fim. Știi ce impresia am eu? Că trăim niște vremuri în care, din păcate, lumea a derapat puțin, ca să nu spun puțin mai mult, dintr-un singur motiv. Tot ceea ce trăim nu mai este sub cupola unui efort foarte important. Noi, în loc să ne educăm, să ne transformăm, noi ne instruim. Ca la armată. Suntem instruiți. Suntem. Sau suntem puși în situația de a, de a ne instrui ca să facem instruiți, față. Da, ca să facem față. Față, da. Cred că următorul pas al societății umane este de a reconcepe statusul de om. Ce trebuie să fie un om? Momentan suntem niște slugi în seama altor slugi. Dacă eu sunt sclav... Și atunci cine sunt stăpânii? Stăpânii? Știi care este marea mea plăcere să văd? Că cei care se cred stăpâni sunt de fapt sclavii propriilor construcții. Lumea e gândită după un anumit tip de arhitectură și surprinzător este că nimeni nu conduce și fiecare este sclavul propriului sistem pe care îl creează. Conduc unii până la urmă. Măi, o să ai o surpriză să vezi că dacă te uiți în adâncimea lor, eu am întâlnit niște oameni care au impresia că conduc. Tot îți povesteam despre ei, oameni puternici, oameni care au capacitate de a influența viața a milioane de oameni. Zeci de milioane de oameni. Pe unii i-am întâlnit spre tinerețele mele, care acum influențează viața a milioane de oameni. Am văzut în lumina ochilor lor o totală nefericire, pentru că au ajuns la concluzia că ceea ce ei au încercat să creeze înspre a face bine, de fapt nu creează niciun bine, creează mult rău și doi, îs ca într-o închisoare, pentru că ei au creat limite și limitele alea s-au răsfrânt asupra lor. Au avut bani, iar banii nu îi mai mulțumește deloc. Nu le permite lor să atingă ceea ce au pierdut prin a face ceea ce fac. Deci nu suntem la Money Channel, suntem la Love Channel. Discutăm despre dragoste și iubire. Aduc aminte de povestea unui prieten de-a meu, poate să aduce aminte, care se plimba cu copilul într-o zi pe stradă și văzând un afiș electoral, da, a întrebat cine. Ți-aduce aminte, nu? Ce a zis aminte? Ala micul mi-a zis că... Tu nu vezi că n-are lumină în ochi? Nenea asta n-are lumină în ochi. E un copil crescut în iubire. Născut din iubire și trăiește în iubire, își manifestă iubirea și vede foarte repede lumina din sufletul omului. Este un om care nu stă lângă cineva decât dacă radiază lucruri frumoase. Simte și e normal să fie așa. Apropo de stăpâni, era un banc foarte fain, nu știu, avem voie să spunem bancuri sau? Da. Foarte scurt. Când a ieșit Obama președinte, o echipă de televiziune ajunge în Texas și le ia pe cel mai bătrân texan, Texasul, ca leagăn al spiritului american. Ce părere aveți că la Casa Albă avem primul președinte negru? Ce, domnule, nu se poate așa, moșul cu trabucul în gură. Și de-aia nu v-ați uitat la știri, n-ați citit ziarele, să uite ăsta, nu se poate așa ceva, nu există. Pune ziarul în față, pune moșul ochelare, să uite, rămâne așa un pic cu trabucul în gură și zice, nu. Și tare mândri trebuie să fie stăpânii lui, știi? Tare mândri trebuie să fie stăpânii lui. Că discutam despre stăpâni și despre... E cel mai frumos în viață, sau unul din lucruri pentru care ar trebui să ne batem în viață. Și când spun să ne batem, nu mă refer la violența trăirii, mă refer la conștientizarea propriei puteri că poți să te creezi, că poți să devii. Că trebuie să fii ceea ce, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu să fim, știi? Cred că trebuie să fim proprii noștri stăpâni din punctul ăsta de vedere și am uitat și să fim. Și suntem proprii. Suntem. Uite-te, zilele astea, discipolii mei tot îmi povesteau de lucruri care ne-ar putea influența viața prin fel și fel de chestii. Aparate, sisteme și le-am spus, oameni buni, nici nu vă dați seama cât de integri suntem noi construiți ca om. Dumnezeu când ne-a construit, ne-a construit într-o formă absolută. Avem capacitatea de a ne ecrana de absolut orice. Bine, nu mă refer la lucruri
orizontale, gloanțe, otrăvuri și... Dar psihicul nostru, mentalul nostru, inima noastră, trupul nostru are o capacitate mare de a ecrana tot răul ăla care unii încearcă să-l creeze. Se spune că se inventează fel și fel de aparate care se influențează mintea. Eu întotdeauna le spun, funcționează, dar funcționează pe cei care sunt slabi și se cred duși de lucrurile astea. Și cum putem deveni puternici? Prin iubire. Prin iubire. Da, Hristos, vocea lui Dumnezeu, trupul lui Dumnezeu, a venit pe pământ și a spus, oameni buni, treaba este simplă. Nu mai complicați. Iubiți-vă. Nu desfrânați-vă. Iubiți-vă. Creați acea energie fantastică. Orientul spune că există viață în corp când e o singură energie animă tot sistemul ăsta numit om. Focul iubirii. În momentul când există focul iubirii în corp, corpul rămâne tânăr veșnic. Bine, să nu ne gândim la o tinerețe a cărnii, dar pot muri tânăr. Murind tânăr, am acel prilej de a mă transmuta, de a merge mai departe. Tu prin cântec, prin poezie, pentru că și cânți și compui, tu în fiecare zi te transmuți. Și tu ai exercițiul ăsta în simplității și ți-ai dat seama că ești un om puternic, așa este? Încerc să fiu un om împăcat cu mine. Peste o grămadă, o căruță, căruțe, garnituri de greșeli și de lucruri făcute. Greșeli? Cine hotărăște că noi am... Eu pentru mine în primul rând recunosc și de-aia spun că mie începe să îmi placă să mă trezesc dimineața cu mine sau începe să îmi placă să mă iubesc atunci când văd că iubesc și lucrurile pe care vreau să le împart și să le împărtășesc printre oameni, chiar să nu lucruri curate, sunt cinstite. Apropo de melodia asta, care încă nu și-a luat numele decât starii ăști, nori sau norii ăștia, mă gândeam în timp ce spuneai tu că cel mai frumos cer pe care poate să-l vadă un om nu este un cer senin, lipsit de nori, ci cu niște nori albi aruncați frumoși. Care să ne trezească imaginația, care sunt spunute, cineva poate să vadă o pâine, cineva poate să vadă o floare, cineva poate să vadă un chip. Și gândește-te că pe lângă cerul ăsta albastru și nori mai vezi un câmp verde, cu niște flori galbene sau albastre. În ultimul timp, asta ca să spun, să-ți spun din mine niște lucruri așa, mi-e foarte drag să văd dealuri. Merg pe o mulțime de drumuri. De multe ori aceleași drumuri. Știu traseul de aici până acolo, până trec și așa mai departe. Dar de fiecare dată când mă apropii de dealuri și văd așa, mi-mi plac foarte mult dealurile verzi. Nu? Când și sunt pline așa și cu flori și știi că parcă ai un reazăm lângă tine. Știi? Nu neapărat munții acum. Când duci în munții, alt sentiment. Muntele... Dar drumul așa, când drumul e ceva mic, e ca drumul omului în viață. Nu? E... ca un aeroport foarte larg și poți duce așa, 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 așa. Drumul e așa, șerpuiește sau... Și așa mi-e de dragi, îmi dă sentimentul că sunt acasă. Când văd dealuri și e verde și frumos, îmi dă sentimentul că sunt acasă. Sentimentul ăsta l-am trăit când am venit de la Cluj. Am fost la un eveniment marțial, de artă marțială, și la întoarcere am luat-o prin zona Reghin. Și până să ajungi în Reghin, treci prin acel ardeal frumos al dealurilor verzi și știi ce sentiment am avut? Că sunt o bilă așezată pe o sfoară care fără doar și poate ajunge de la A la B. Fără doar și poate. Am avut impresia de fluiditate, de o chestie. Am tăcut mult și m-am bucurat de fiecare deal, de fiecare serpentină. A fost o chestie fantastică. Am trăit mult verde, am văzut mult verde, am văzut oameni frumoși, oameni care sunt așezați, o lume așezată. Verdele e bun, e viu. E viu. Roșu se transmută în verde, se spune, da, în cultura chineză. Roșu reprezintă iubirea, focul și care... Și albastru? Și verdele se transmută în albastru. Și albastru? Și albastru, și albastru. Când eram copii, ce făceam? Nu, roșu cu albastru de verde? Nu știe. Albastru cu galben. Albastru cu galben de verde?
Aha, păi și roșu cu ceva, de ceva, nu mai știu cum. Roșu cu verde, parcă de albastru, nu mai știu, parcă nu? Posibil, nu știu, nu garantez. Dar în alchimia orientală, roșu transmută în verde, verdele transmută în albastru. În momentul când transmută în verde, verdele este o culoare pe care orientalul vede al așezării, al bogăției, al bunăstării. În momentul când se transmută în albastru, albastru îți dă limpezime, clar viziune. De asta și în cultura orientală și în cultura noastră ortodoxă, bizantină, albastru este culoarea lui Dumnezeu. Albastru de Voroneț, frumos. Nu ți se face pielea găină? Ba da, am fost acum de curând și am văzut. Nu e așa că uităm lucruri atât de frumoase? Ce sentiment poți să ai când vezi o piatră așezată de cineva cu un rost, acum câteva sute de ani și... E întreagă, e întreagă. Nu... Și cum vezi alți oameni care așează pietre fără rost? Mai și dau cu pietre. Dau cu pietre. Bine, unii au pietre la rinic, dar nu mai contează. Mai și dau și pietre. Aruncă cu pietre. Eu cred că lumea asta, Dane, lumea de care vorbim și de care uneori ne e teamă, sau lumea asta care de multe ori ne obligă să și ne constrânge, să fim... oamenii ai momentului obligați să trăiască acel moment real doar pentru a putea merge mai departe. Ce ai zis tu acum e extraordinar cum se lipește. Aseară lucram la viitoarea mea carte și e o chestie pe care o zice orientalul care vede lucrurile fantastic de profund și zice există două atitudini în om. Care sunt opuse, dar aparent sunt foarte apropiate ca trăire. Zice, acum și imediat și acum și aici. Acum și imediat e considerată atitudinea greșită. Pentru că tinzi tot timpul să faci imediat. Iar chinezul și japonezul zice, nu, acum și aici. Acum și aici e atitudinea, adică a face ceea ce trebuie să faci la momentul acum și aici. Nu tot timpul trebuie să faci imediat. Ce ai spus tu, simplează perfect peste chestia asta. Ai descoperit acum și aici. Asta se numește o alchimie. Ai descoperit alchimia. Prin altă cale. Încânți? Încânți. Da, vreau să scând ceva, că e mai ușor să spun câteva lucruri prin... Tot... Ori îmi spui ceva, ori aș vrea să încânți cântecul la care ții cel mai mult. Totuși sunt. Nu știu dacă e un cântec la... Uite ăsta, ultimul îmi place foarte mult. Îl cânt tot timpul în minte. Mie mi se pare... Mie refrenul îmi place foarte mult. Mie mi se pare... momentul tău e important. Cântecul ăsta. L-am compus la Roata, acum câteva seri. Am avut o întâlnire între părinți și copii. Și copiii au făcut cu cretă pe jos și așa mai departe. Și am băut niște vin și am povestit și am stat și... La un moment dat, când se făcuse seara, am ieșit pe scenuța aia mică din față, am tras microfonul, chitara, am cântat cu copiii, și am tras microfonul acolo și mă uitam la cer. Bă, era așa de frumos, n-am rezistat, am luat un șervețel, cred că am dat în geantă, am luat un șervețel și acolo e poezia pusă, am scris. După aia m-am așezat și am cântat-o din prima. Deci e unul din cântecele pe care le-am cântat din prima după text. Am avut un text în față și am zis, hai să facem un cântec. Și cât durează? 3 minute. L-am cântat. Și așa l-am cântat din prima și așa vreau să rămână. Încă o dată confirmă maturitatea. Lucrurile astea ies dintr-o maturitate. Eu zic că iese din acel viu despre care povesteam. Din bucuria de a te simți tu cu tine bine. Măi, și cât iubești. E un cântec pe care îl cânt și de multe ori cu bucuria împărțirii cu cei mici, cu copiii. Povesteam că fata prietenului meu, Iarina, are 3 ani jumate și cântă acest cântec cu mine și adorme cu el. Se numește Cu lupii la oaltă. Nu știu dacă tu l-ai auzit. E unul din cântecele iubite ale mele, pe unde mă duc în țară și îl știe toată lumea. Mai puțin în piatră, dar în piatră am început să-l cânt, prietenii mei l-au învățat și așa. Poți să-ți spun o întrebare? Te rog. Te-a căutat cineva? Nu. Nici pe mine. Nu ne-a căutat nimeni nicăieri pentru că... Of. Sunt alte lucruri de făcut, poate mai importante, poate în alt stil, poate în alt mers. Eu sunt un om foarte dezorganizat. Sunt pe cale de a pierde foarte multe lucruri sociale în jurul meu. De la alea, casă... Înseamnă alea, că te organizezi. Alea. Da, dacă ești dezorganizat, înseamnă că te organizezi. Și...
parcă nu rezist în, cum să spun eu, în, în relația asta foarte scurtă. Adică aș prefera să mă duc la o bancă, să zic, dați-mi, fără hârtie, dați-mi și nu am acum, o să am în 10 ani, să vi dau înapoi, cam cât. Atât ar trebui. Aș prefera să fac lucrul ăsta decât să duc în circuitul ăsta cu hârtii, cu aprobări, cu zâmbete, cu, cu niște lucruri inutile, zic eu. Și la sfârșit, la eterna, eternul zgomot al capsatorului, care încapsează? Care încapsează hârtiuțele, alea de, destinele. De recuperare. Da. Sunetul ăla mi-arată cum se fracturează toată înțelegerea umană. Dar eu visam, eu visam frumos. Unii din cei mai frumoși ani, mai bogați, mai, nu neapărat mai maturi, dar mai maturi până la urmă, mai aproape de mine, au fost ani de radio și de televiziune în piatră. Deci au fost 5 ani de zile în care, și acum mă întâlnesc cu oameni pe stradă și spun, dom'le, nu, de ce nu mai faci emisiunea aia noaptea cu Beznă? Zic, dom'le, ai fost de mult, a trecut, a... Zic, după aia am mai făcut încă două emisiuni. Mai fost la așa... Facem seara cu Beznă. Da. Și au fost niște ani în care m-am apropiat foarte mult de acele stări de a îndrăzni să, să dăruiesc, să vorbesc, să fiu eu. Orașul poate fi la fel. Pe vremea aia vreau să propun o zi a oamenilor buni. Să ne adunăm cât mai mulți, nu știu, să vină fiecare unul cu o salată beof de acasă, unul cu un mic, unul cu o bere, unul cu un vin, unul o chestie, dar să fie foarte mult, să stăm jos în fund și să povestim și să fie liniște. Ești de acord că orașul nostru e anchilozat? Ca multe alte orașe din... Da. Ești de acord că anchiloza poate fi tratată printr-un singur mod a, a coagula unul cu celălalt, a aglutina, a ne strânge în evenimente? Eu spun că orașul ăsta poate redeveni frumos cu un singur gest de a se investi mai mult în actul de cultură și educație. Deci dacă se va face treaba asta, vom deveni un oraș frumos. Oricum suntem binecuvântați de Dumnezeu. Da, noi suntem. Noi avem tot ce ne trebuie. Momentan nu ne le folosește la nimic. Momentan nu ne folosește. Momentan. Indiferent cine va administra orașul ăsta, dacă ne va lăsa și ne va alimenta puterea asta de a crea, de a, capacitatea asta de a, de a ne aglutina, va fi frumos și pentru el și pentru noi. Și atunci vom avea capacitatea să aducem și eu alți oameni în orașul nostru de a aglutina cu noi. Pentru că ceea ce se întâmplă cu tine, tu te duci și aglutinezi în altă parte. Ideea că și le cânți altora, nu le cânți la ai noștri. Ideea să ne, să, să ne devenim noi oameni pe noi. Pentru că nu e o stare artificială. Spune, dom'le, avem un oraș, avem niște oameni, ce facem cu ei? Ideea e că fiecare trebuie să, să-și înțeleagă rostul și importanța lui de a fi acum și aici, da? Acum, în momentan, în piatra se face acum și imediat. Acum și imediat. Dacă am fi acum și aici, sigur lucrurile s-au schimbat. Poate că ele nu, nu o să capete imediat o conotație materială sau un răspuns material la o nevoie, la o cerință. Dar... capeți altceva, ceva care atunci când e cinstit nu poate fi nici cumpărat, nici vândut. Deci toată starea asta și îți povesteam, marea mea bucurie după acești ani de televiziune sunt acești 2 ani în care mă duc și cânt. De fapt tot eu sunt, exact cum aș fi la o emisiune, pentru că de multe ori vorbesc, i-am disperat pe cei din București care au venit și au spus, bă, cum să faci un spectacol de 2-3 ori, nu se poate așa ceva, noi cântăm și eu vorbesc, pun bancuri, vorbesc cu oameni, îmi fac o mulțime de cunoscuți, de prieteni. Și ăsta este marele câștig, când cineva vine și nu neapărat dai un autograf, că autografele sunt, de multe mă oferesc și spun, mă fac și eu pe interesant, nu dau autograf, că nu, mai bine stăm de vorbă decât îți dau autografe, știi? Dar marele câștig este, îți cânt imediat, ca să spun și povestea cântecului, e tot între golăneală și iubire și povestea acestui cântec. De fapt este cel mai apropiat cântec între golăneală și iubire. 4 minute? Până când? Vezi, acest cântec are cel puțin 5 minute și 13 secunde. Marele câștig este atunci când împarți cu cineva un sentiment. Și bucuria este că atunci când îl împarți cu oameni cunoscuți, devenim cu toții cunoscuți. Lucru care nu-l face nicio firmă, nu-l face nicio politică, nu-l face absolut nimeni. Nu-l fac decât oamenii care hotărăsc la un moment dat că o stare, cuvinte, sinceritate, cinstite toate, pot să ne facă un pic mai luminoși.
Să-ți spun cântecul. Of, norii ăștia, nu? Da. Îți povesteam, făcusem cu Doru un club, fapt Doru făcuse, eu m-am dus cu el acolo. Și acolo s-a născut acest cântec, într-un loc în care s-a ascultat numai muzică bună și ne întreba la un moment dat, ca să-ți răspund la întrebare, de ce nu vin oamenii aia fain pe care știm, generația noastră care ascultă rock, blues, folk, de ce nu vin acolo ca într-un film, cum am văzut Cheers-ul la televizor sau alte filme, sau filmele alea care, americane și care ne duc în cap o mulțime de rețete despre fericire, cum trebuie să trăim noi zi de zi și așa mai departe. Și oamenii nu veneau și ne întreba, mă, dar e totul perfect aici, băuturile sunt ieftine, ai atmosfera de care ai nevoie, poți să vii să te cunoști cu oameni, să te simți bine, o dată, de două ori, de trei ori pe săptămână. Și lumea nu venea și s-a închis. Nu mi-am pus întrebarea, de ce? Pentru că noi, de fapt, nu vrem să ieșim de noi, că nu poți să motivațiile care sunt în jurul nostru sunt motivații artificiale. De la reclama, publicitatea care apare, de la radiourile idiote care dau numai muzică de afară, muzică fără mesaj, fără nimic, doar am intrat într-un ritm, hai să scânt de asta. De bas. Trec minutele, da? Am zis că mai avem. În satul acesta, unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. Iar noi, cu lupii la oaltă, cu lupii la oaltă, cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă, România. În orașul acesta, asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. În orașul acesta, asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. Dar noi, cu lupii la oaltă, cu lupii la oaltă, cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă, România. În țara aceasta de scânduri vândute, taie-ți metrul cub de iubire și du-te. În țara aceasta de scânduri vândute, taie-ți metrul cub de iubire și du-te. Cu noi, cu toții, cu lupii la oaltă, cu lupii la oaltă, cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă, România. Lumea aceasta cu mulți Dumnezei, să rămânem cu unul, să nu fim ca și ei. În lumea aceasta cu mulți Dumnezei, să rămânem cu unul, să nu fim ca și ei. Și noi, cu lupii la oaltă, cu lupii la oaltă, lupii cu toții mergem în țara cealaltă, România. În viața aceasta, ca un tren fără haltă, să rămânem mereu noi lupi la oaltă. În viața aceasta, ca un tren fără haltă, să rămânem mereu noi lupi la oaltă, cu toți, cu toții, cu lupii la oaltă, cu lupii la oaltă, cu lupii cu toții mergem în viața cealaltă, cu lupii la oaltă, cu lupii la oaltă, cu lupii cu toții mergem în viața cealaltă, în viața cealaltă, în țara cealaltă, România.
Acum știu de ce le place ăstora mici cântecul. E fascinant. Fascinant. Există superlativ? Nu știu. Există doar neutru. Există doar neutru. Adi, mulțumesc mult pentru momentele astea. Eu îți mulțumesc mult. Și eu și gâlmă și lângă. Și gâlmă și lângă. Și... și eu povestesc pe unde mă duc. Despre faptul că m-am întâlnit cu tine aici, într-o televiziune, despre faptul că mă duc într-o televiziune, povestesc despre alți oameni pe care întâlnesc. Ceea ce ar trebui să facem mereu. Să ne bucurăm de lucrurile care nu rămân amintiri doar pentru faptul că s-au întâmplat. Și pentru faptul că ne dovedesc că suntem vii și că... Exact. Vii. Și mi-ai dovedit mie, pentru că eram răutăcios când spuneam orașul nostru, țara noastră, are oameni deștepți, momentan nu ne folosește la nimic. Rostul emisiunii pe care am început și a proiectului pe care l-am început, Confluențe, pentru că emisiunea asta, aceea Arta și Viața, la un moment dat se va transforma într-un alt mod de a exprima, a ajunge să ne întâlnim, a spre construi. Voi fi acolo. Oameni buni, pietrenilor, avem oameni frumoși, folosiți-i. De bună noapte, oameni buni, unde vă aflați? Numai bine și să ne vedem cât mai repede. Doamne ajută!